Suntem în săptămâna a 7-a la sfârșit, adică practic suntem mâine în săptămâna 8-a. Și aici avem niște pisici și pui care mănâncă mâncare de varză murată cu pui. Aia mâncă pui acum. Și ăștia mâncă lubeniță. Na. Avem alta proaspătă, așa că ei mâncă lubeniță și ăștia mâncă varză cu pui. Deci practic eu la ăștia acum le dau orice. Și se pare că mâncă împreună cu pisicii. Ce mai mâncă câte o bucățică de cărniță? Sau poate pui mâncă carne și pisicile mâncă varză. Dacă e suficient de bun pentru noi, e suficient de bun și pentru ei. Plus că este ca o recompensă. Uite ce simpatici. Na, cum să-i tai, Iubert? Ce faci, pițicu? Uite, micuță frumoasă. Ușa e plină, le-am mai dat mâncare și din aia ureală amestecată cu concentrat pentru boiler. Cred că e concentrat, îi zice. Tot un fel de amestec, nu? Dar ăla pare, are ceva sânge pe acolo. Sau așa e modelul. Cred că e lovit de ceva asta. Sau așa e modelul, mai bă știu. Na, cam așa se distrează puii când le dai ceva de mâncare. Chestia, cred că tot o face din când îi strigi. Eu știu că e ceva bun dacă tu îi strigi să le dai. Acum vine întrebarea, oare când naiba îți devin găini și nu mai sunt pui? Săptămâna 8 acum și uite cât îți de mari. Deci, la țară, înainte erau găini adulte care sunt mai mici decât găinile astea, decât cocoșii ăștia. Deci, ce face să fie o găină? Vârsta? Dimensiunea? Asta e mai mare ca o găină de clasică de țară. Uite cât e de mare. Cât ești de mare, mă? La 8 săptămâni, nici măcar 2 luni și uite-le. Deci vă dați seama cum sunt de mare aia de broiler, nu? Mi-e trebuie rasă mixtă, că nu vreau să pice de pe picioare. Dacă faceți exact ce am făcut eu din începând cu prima zi, obțineți probabil același rezultat, poate și mai bun. Eu nu sunt foarte consecvent și na. Și ei așa cresc și ei când pot. Le dau seara, dimineața le dau de mâncare, aia e singura constantă. Și nu prea am avut cu apă succes. Acum am din ăsta bidon de 15 litri, că am pus jumate din el ca să schimb o dată la 2 zile. Sau o dată pe zi chiar acum. Ca să aibă apă proaspătă, nu că s-ar consuma. Dar dacă îl pun primul, cred că face niște alge sau ceva. Nu merge varza aia, nu-i bună. Să le pus pe tavă și nu-i bun. Uite ei pe ei, uite-te la ei. Na, o să-i lasă să distreze în continuare. Le place puiul, varza. Uite cum mâncă puiul, uite. Pui mâncând pui. Asta îmi place la dinozauri, că dinozaurii mănâncă carne, insecte, șoareci, legume, iarbă, tot. Astea rup tot. De asta am ales găini și n-am ales rațe sau gâște. Gâștele sunt mai mult ca niște ori, dar na, găinile singurele animale care mâncă tot ce mânci și tu. Și care na, ai un beneficiu de pe ele. Ai și ouă, ai și carne. Dacă... Și, bineînțeles, în caz de față, niște divertisment. Plus că, pe lângă divertisment, mai ies și din astea că reciclează mâncarea. Adică nu mai e un fel de compostor, cum mai arunc la gunoi. Na, din când în când, acum o trebuie să curăț coșile alea de lubeniță, erau așa. Acum sunt așa, le pun pe direct pe sol, deasupra pun un carton sau le pun grămadă și fac compost din ele. Deci nu e nimic pierdut. Nu e nimic pierdut, așa e? Ce vrei, mă? Ce vreți? Ce vreți, mă? Ce vreți? V-am dat lubeniță, v-am dat varză, ce mai vrei, dragoste? Ce vrei? Ha? Asta place de mine, asta tot pe lângă mine să vârte. Veți apă, veți tot ce vă trebuie. Adică nu tot ce vă trebuie, dar aveți multe. Față de alea de baterie. Sau de sol chiar. Uite, ăsta are și umbră și mâncă la umbră. Ei, mâini singur acolo la umbră. Bă, bă. Aici să văd, uite. Astea sunt niște lubenițe mici.
care văd că nu duc prea străluci, cred că trebuie să le aud fix acum, chiar dacă e ora 12, nu e așa cald, dar astea sunt niște roșii obținute din copil și cred că o duc bine. Roșiile se pare că nu sunt atacate de pui, probabil că numai roșiile când se cocă sunt atacate de pui. O să vedem atunci. O să vă zic și neplăcerile care mi-l cauzează, deocamdată numai păstăile de la ridiche mi le mănâncă, ceea ce nu mă deranjează. Și câteva frunze de salată mai mi-am mâncat prin față, dar în rest n-am, nu mă deranjează deocamdată. Dacă mă deranjează, o să fie carduri, să fie cotețe mobile. Mă gândesc să, nu știu, să ridic cotețul ăsta mai sus. Acum știu să orice și pe scară. Eventual să lățesc baza, mai am niște module din astea așa de plasă. Și să fie permanent, deocamdată așa, permanent câteva luni, chestia asta. Asta nu prea stă bine. Asta e o prelată pe un USB. Dar așa cum mă gândeam că nu știu ce n-am mai pus USB-ul, că puteam să pun direct o tablă. Adică nu trece nimic în tablă. USB-ul e bun dacă pui niște din alea, niște bitumoase. Păi, cam asta e distracția la pui. Mă duc să-i las în pace. Astăzi e 8 iunie astăzi. Și cam asta e situația. Practic cred că i-am luat în 14 aprilie. Deci mai au o săptămână și au 2 luni. Ne vedem mai târziu, poftă bun. Pa, pa.